Am aceste două AC care indică kilometri și rotațiile pe minut de la nou Logan și am să le montez la mine pe mașină. Fiind diferit construite, lumina ar trebui să fie puțin diferită și sunt foarte curios cât de mult o să se vadă schimbarea între aceste AC și vechile AC. O să avem nevoie de o șurubelniță Torx de 20 ca să scoatem carenajul din jurul volanului, după care o să dăm jos și consola de deasupra ceasurilor și o să fie nevoie să scoatem și ceasurile. Este deja un tutorial pe tema aceasta, cum să demontați ceasurile, așa că nu vă mai explic aici toți pașii. Nu trebuie să demontăm toate ceasurile, este suficient să dăm jos doar sticla de la suprafață. Ea este prinsă în 6 clipsuri. Trebuie să aveți grijă doar să nu le rupeți, așa cum am făcut eu aici, am rupt plasticul de deasupra, dar asta o să mă ajute să-l dau jos mai ușor. Trebuie doar să apăsați pe aceste clipsuri, împingeți ușor către în față, nu vă trebuie niciun fel de sculă ca ajutor, doar să nu trageți tare, pentru că în momentul în care scapă, riscați să crăpați sticla, așa cum am făcut-o eu aici undeva. Aici se vede acea mică fisură. Dacă nu vă grăbiți și trageți ușor de ea, la un moment dat o să iasă. Ok, am dat jos ceasurile de la mine, doar că la mine ceasurile sunt pe o lumină albastră, așa că am încă un set de ceasuri care au lumină originală portocalie. Sunt curios exact care sunt diferențele pe o lumină albastră folosind aceste AC și cum dau pe o lumină portocalie. Atunci când desfaceți, când dați jos acele, am făcut o mică liniuță ca să-mi fie ușor să recalibrez acele. Practic nu le mai recalibrez, le poziționez în aceeași poziție și este ok. Trebuie doar să știți că atunci când scoateți acele, indiferent care, niciodată să nu învârtiți în sensul în care funcționează. Trebuie să dați, să învârtiți doar contrar cum ar trebui ele să meargă, iar ca să-l scoatem, învârtim invers și trag de ele. Ok, hai să facem diferența. Diferența majoră care o văd prima dată este faptul că acul de pe Loganul 2 este negru, pe când cel de pe Loganul 1 este transparent. O a doua chestie care o văd este lungimea. Cel de pe Logan 2 este mult mai scurt și asta ar trebui să nu prea placă ca idee. Aproximativ un centimetru mai scurt, dar ia să-l văd dacă-l pun. Ba, în principiu să arate ok, vă zic și de ce. Pentru că el în continuare o să-ți arate viteza, doar că nu o să mai fie ca la acele... să-l decalibrez, să-l pun ceva în genul. La acele stock trec peste aceste liniuțe, în schimb acest ax se oprește în fața lor. Mai nasol va fi dacă trece între ele. Dar tot o să vă indice cum trebuie, adică vă faceți o idee, nu este o problemă. Trebuie modificat aceste AC. Acum am văzut, am pus ceasurile jos și acul mi-a căzut. Problema este în partea laterală și se poate vedea că acul de pe Loganul 2 este mult mai lat ca și acul de pe faza 1. De pe faza 1, de pe Loganul 1. Vai, ce ciudat mi-e să zic chestiile astea. Problema e că diferă lungimea. Practic, dacă le pun una lângă alta, ele sunt la fel ca și lungime, doar că acest plastic este o idee mai lung, așa că o să trebuiască să tai o bucată din el. Cel mai sigur
O să folosesc un cutter pentru treaba asta. Și n-am o idee, dar o să văd cam cât o să tai. Probabil că o să-l aduc la aceeași grosime ca și pe acesta. Cam așa arată după tăiere. Oricum este o idee, mi se pare mai gros ca și acul stock. Nu-mi dau seama acum din filmare, trebuie să mă uit și eu. Ba nu, este cam la același nivel. Oricum nu este o problemă pentru că se poate monta. Să vă arăt și cum am tăiat eu acul. Mă folosesc de un cutter. Am trasat o linie roată, am încercat să o trasez cât mai drept posibil. Asta nu înseamnă că și poți foarte ușor să trasezi. După ce am trasat linia, aia și soarele, stai să mut un pic camera. După ce am trasat această linie, m-am dus cu cutterul de mai multe ori peste ea. Practic am adâncit acest șanț. Făcând acest șanț, îi direcționați exact locul unde ar trebui să se rupă, unde să se taie acest plastic. După ce am îs convins că am făcut șanțul suficient de adânc, am să bag cutterul și am să forțez tăierea. Nu mă aștept să meargă foarte ușor, pentru că mi-e frică să apăs foarte tare, să nu rup nimic pe aici pe lac. Dar dacă insiști, ca să nu vă spun ce frică mică, o să crap plasticul. N-a ieșit o tăietură foarte frumoasă, dar credeți-mă că acolo nu se vede practic, noi o să vedem doar această parte a acului, nu o să vedem și din lateral. Intră perfect, se învârte perfect, simt că nu mai atinge și cam așa o să arate final. Acul efectiv este de culoare roșu. Exact așa cum sunt în poziția asta, am să le testez pe mașină. Sunt curios de diferența de nuanță. Acesta fiind cu portocaliu, ar trebui să se vadă bine acel roșu. O să testez pe ambele ceasuri. Pe acestea am LED-uri portocalii, sunt cele stock din fabrică, iar pe ceasurile mele am LED-uri albastre. Prima dată am să testez LED-urile portocalii. Normal, ca să testăm, trebuie să punem doar mufa neagră. Am să sting becurile în habitaclu și am să iau camera să vă arăt și vouă. Am să prind doar poziția, este suficient ca să mi se aprindă becurile în bord. Iar lumina mă așteptam să fie roșie, dar este foarte apropiată de culoarea portocaliu față de restul de numere. Dar totuși are o tentă roșiatică această lumină de pe acul roșu. Comparativ cu celălalt, se vede că ăsta este un portocaliu deschis, iar acesta este o idee mai închis la culoare, dar este foarte, foarte aproape de acel portocaliu original. Linia este mai bine definită dacă mă mișc pur și simplu cu capul, să mă ridic mai sus, se vede că la turometru
luminează mai mult, se vede și gaura de mijloc, luminează și în partea de jos și în partea de sus. În schimb, acul roșu este pur și simplu doar acea lumină bine definită, nici măcar lumină în spatele lui nu avem pe folie, nu reflectă absolut nimic. Aici avem doar gaura care pe unde luminează în spatele, acelui, acelui plastic. Este mai scurt, dar din punctul meu de vedere vede foarte bine. Nu cred că vă puteți plânge de faptul că nu o să vedeți ce viteză aveți. Neimportant unde îl pui, îți dai foarte bine seama ce viteză ai și mai mult ca sigur este valabil și la turometru. Ok, am văzut cum este cu cele portocalii. Am să pun și display-ul și ceasurile mele care au culoarea albastru și acolo să fie ciudat pentru că acul fiind roșu, becurile albastre, tare mie că o să mă trezesc cu ceva nuanță de mov, violet pe acolo. Am să pun amândouă mufe de data aceasta pentru că o să vreau să fac și o diagnoză, să le vedem cum se învârt. Îl pun pe poziție. Am să iau camera să vedeți și voi. Bine mă că ai început să... Am pus un pic, nu mai pun contactul, am vrut să mă ajut puțin. Am aprins poziția și roșu. Ireal, deci nu pot să cred că se vede roșu. Deci deși am LED-ul albastru în spate la turometru, se vede foarte bine la turometru, la kilometraj, se vede că în spate lumina degajată este albastră, deci chiar am LED-uri albastre. Ia chiar să-l și scot să văd dacă pot să-l scot de aici. Deci lumina este albastră și în momentul în care pun acul, el îmi luminează roșu. Foarte tare. Nu mă așteptam. Mă așteptam să aibă o nuanță de mov, de orice altă culoare, numai roșu nu. Am să aproximez că pe acolo ar trebui să fie acolo ar trebui să fie kilometrul 0 și am să pun contactul cu o mână. Este mai ciudat. Dar ar trebui să intre în diagnoză. Ok. Deci chiar vezi ce viteză ai. Neimportant că este mai scurt. Mă gândeam că o să fie nasol faptul că este scurt, dar greșit total. Chiar nu mă interesează că este scurt. Ok, am să iau contactul și am să vă mai arăt o chestie. Faptul că lumina este foarte bine definită a acestui ac, se vede că filmez din partea de sus, iar acul pe lateral nu se vede nimic, este pur și simplu o linie roșie deasupra, spre deosebire de cel de la turometru care luminează foarte mult și în partea de jos și în partea de sus, se vede parcă o idee și în lateral, spre deosebire de celălalt. Oricum nu te interesează pentru că tu te uiți la ace din față. Nu cred că ar deranja faptul că luminează și pe lângă. Aș fi curios dacă este vreo diferență pe timp de noapte și am să le mai las așa montate, o să vin noaptea să văd ce se întâmplă. Dacă nu aprind plafonierele, nu se vede absolut nimic aici. Am să pun prima dată ceasurile cu albastru. Am să aprind poziția și am să sting și plafonierele. Trebuie să țin neapărat un pic de lumină, altfel nu pot să filmez absolut nimic, că nu focalizează. Deci ceasurile le am albastre, iar acul este roșu. Se vede albastru în jurul acului, deci clar nu am LED roșu sub. Ok, am să schimb și am să pun și plafoniera, bordul cu portocaliu. Sunt curios dacă se vede mai puternic acel roșu.
Dacă avem întuneric total pe aici, relativ întuneric total, cam lămpile din spate care fac un pic de lumină. Și dacă filmez și dacă ar focaliza, a reușit să focalizeze, acum se poate vedea bine diferența între portocaliul de la turometru și portocaliul care îl afișează la kilometraj. Se vede că este o idee mai roșu. Și mie, cum nu-mi place absolut deloc culoarea roșie în bord, mi-am pus înapoi acele transparente, am să pun sticla din plastic, să aveți grijă când puneți să le nimeriți fiecare unde trebuie și am să le montez la loc.